Credeam vreodată că se va întâmpla așa ceva. Celebrul milionar, pe care toate femeile din lume îl doresc, a fost părăsit. Va dansa oare de acum înainte Gianluca Vacchi singur? Gianluca nu a mai dansat de mult timp și nici nu prea ar avea motiv să o facă în curând, mai ales că partenera sa, Georgia, pare să-i fi dat papucii milionarului. Deși au devenit celebri datorită dansului lor nebun, după aproape 3 ani de relație, cei doi au decis să-și spună adio. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola escrita en ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Deși celebritatea părea că le aduce numai beneficii, se pare că relația dintre cei doi a început să se destrame atunci când Gianluca a luat-o de la zero și cu muzica. Supermodelul ar fi luat atunci decizia de a rămâne singură, mai ales că acum deține o afacere de succes. Postările celor doi de pe paginile de socializare par să confirme zvonurile rupturii dintre ei. Cele mai recente fotografii cu Gianluca și iubita sa sunt de pe 28 mai, ceea ce pare a fi motivul pentru a confirma ruptura dintre ei. Chiar și la venirea sa în România, Gianluca nu a scos niciun cuvânt despre iubita sa. Beautiful girls, you know? The world is full of beautiful girls. I mean, but Romania is famous for that, but I came here to DJ. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Cu toate acestea, nu sunt semne că milionarul ar suferi după iubita sa, căci pare că i-a și găsit deja înlocuitoare. Zilele trecute, Gianluca a fost surprins la plajă alături de Ariadna, tânăra care a fost la un pas să câștige Miss Universe 2015. Cei doi nu doar că au fost vecini de șezlong, ci au părut și foarte apropiați și nu au ratat ocazia de a se fotografia împreună. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Dar să sperăm că Ariadna nu se va arde din nou, cum a făcut-o în finala Miss Universe, și că poate chiar îl va cuceri pe milionar. Miss Universe 2015 is... I have to apologize. The first runner-up is Colombia.